Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un clip despre motocicleta asta Cross Runner. Am primit o grămadă de mesaje despre cum pui pe drum, cum se simte, cum merge motocicleta în sine, pentru că nu sunt foarte multe review-uri sau postări cu acest model, e mai rar. Am observat și eu că nu se prea găsește detalii despre motocicleta asta și unii care vor să o cumpere sau vor să-și cumpere modelul ăsta sunt așa un pic sceptici, se gândesc că poate nu știe mecanicul lui să o rezolve în caz că se strică sau diferite motive, nu știu, sau la revânzare sau habar n-am. Deci, ca să vă spun așa, motocicleta asta se numește VFR 800X. Deci VFR 800 îi dă ani de zile pe piață, cred că de prin 2013 sau nu știu, poate greșesc eu, dar oricum îi dă foarte mult timp pe piață. Și îi pus pe sportivă, deci e același lucru. Același lucru și sportiva aia sau ce e, sport touring, nu știu ce e modelul ăla, VFR-ul la 800 Honda, cu tot așa, ca și modelul ăsta, e cu monobraț în spate, motorul e același motor de 4V cu sistemul VTEC. Deci nu e o noutate pentru nimeni. Diferența e că e pus pe un cadru mai înalt, să poți să mergi și pe un alt drum mai accidentat sau atâta de tot diferența, în rest nimic ieșit din comun față de alt model. Dacă persoanele care știu modelul VFR 800, se vede că e exact același lucru și butoanele de la mânere, e aceleași butoane cu VFR-ul. Bun. Am zis că fac un episod despre motocicleta asta și m-am gândit să pun 10 lucruri care îmi plac mie la acest model. Hai că aici îmi face semne, aici suntem la dirijări aici. Dacă suntem acum pe motocicletă și mi-e ușor să arat bordul, îmi place foarte mult bordul la el. E simetric, e bine poziționat, e destul, nu e nici foarte mare, dar e destul cât să vezi bine pe el. E exact cât trebuie pentru cât trebuie ție să vezi aici. Ai gear indicator, adică în ce viteză ești, îți arată foarte mare, uite acum, de exemplu, sunt viteza 5-a, kilometri, cât ai la oră, se vede mare, ca să nu cumva să ai impresia că te-ai dus mai încet sau mai tare. Ai gradele de afară, acum, de exemplu, arată 29 de grade afară, kilometri, cât are motocicleta din când, deci are, uite, 19.933, deci acum imediat fac 20.000. Ceasul, turometru, partea stângă, rezervorul, cât ai benzină, cât se încălzește motorul, temperatura motorului, traction control, îți arată acolo sus, ai două moduri. Bun, deci îți arată tot ce trebuie să știi. No, mai mult atâta nu cred că ai nevoie la o motocicletă. 2. Butoanele de la ce vorbisem de VFR, că au butoanele așa mari. Au butoanele foarte mari și acum mi-e ușor că am mânușile astea de vară, dar mai spre toamnă, când porți mânușile alea mai de piele mai groase, e destul de, nu prea simți, nu știi
am avut alte motociclete mai dinainte, care aveau mai micuțe butoanele, sau cum am făcut testul, dacă vă uitați acolo la testul cu CF Moto, semnalizarea era un pic ciudată, nici măcar nu făcea click-ul ăla că ai semnalizat când trăgeai de semnalizare, și aia mi se pare așa, adică nici nu mai îți dai seama dacă ai semnalizat sau nu. Dacă nu te uiți în bord sau bate soarele și nu îți dai seama că ai semnalizat, poți să uiți semnalizarea pornită și să pot întâmpla o grămadă de chestii aiurea. Deci, ăsta e numărul 2, butoanele. Butoanele sunt foarte mari, ai acces la ele ușor, le simți. Asta e un pic ciudat, acum claxonul ăsta e foarte mare, deci nu prea ai cum să-l ratez. Așa. 3. Luminile. Tot e LED. La modelul ăsta tot e LED. Deci de la semnalizări, la far, la fază lungă, fază scurtă, stopuri, tot e LED. Și crede-mă că se vede foarte bine noaptea. Are o lumină destul de tare, te vezi la distanță, chiar dacă nu am cele două proiectoare cum laterale, așa cum au cele de touring, te vezi foarte tare. Și plus că e și de design foarte mult îmi place stilul ăsta american. Semnalizările rămân aprinse tot timpul. Și acum, de exemplu, ele s-au aprinse, stau așa aprinse pe galben. Când semnalizez, automat se stâng amândouă și se aprinde doar cea de stânga sau de dreapta, ce semnal vrei să dai. Bun. 4. Dacă tot am ajuns la semnalizare, ce am zis mai devreme, nu mai știu, la punctul 2 cu bordul, nu mai știu, are, ce am observat eu în prima fază când am luat motocicleta, nu m-am dat seama de opțiunea asta. Nu știu dacă toate VFR-urile au opțiunea asta, dar se anulează semnalizarea automat. Deci în momentul când semnalizez la stânga sau la dreapta, nu contează, m-am aplecat, în momentul când m-am îndreptat, mai pâlpe o dată și se anulează. Uite, de exemplu, acum o să am intersecția asta și o vedeți. Semnalizez stânga, deci se vede acolo cum se aprinde becul. Să ajung aici la european. Așa. Bun, și plecăm. Deci, uite, nu ating nimic, uitați aici la mână la mine. Mă îndrept. Și s-a anulat. Deci am mai pâlpâit o dată sau de două ori după ce m-am îndreptat și s-a anulat. Deci e un lucru foarte, foarte bun. Eu am pățit o chestie de genul când am ieșit de pe o stradă, am semnalizat dreapta, m-am dus în față, am uitat semnalizarea pornită, urma o stată la dreapta, încă una, și acel cu mașina a crezut că eu vreau să iau la dreapta și a ieșit în fața mea, deci m-am făcut un șoc de panică. Am tras de toate frânele, noroc că nu am apucat, deci a fost viteza destul de mică la mine și atunci am putut să frânez. E o chestie destul de nasoală asta cu semnalizarea, cât că e banală, că ai impresia că uiți, dar e urâtă, vă spun eu. Bun. 5. Ce îmi place iară foarte mult la ea e motorul în sine, motorul, pentru că e 4 V. Nu are motoarele în general în V au un vibraj așa, o vibrare așa pe motor. Fiind 4 cilindri, nu fiind 2, e mult mai echilibrată. Adică nu am nicio vibrație, nu simt o vibrație cum am simțit la Vistrom, de exemplu, care era 2 în V. Ăsta e 4 în V. Nu că am vreo treabă că e 2 în V, îmi place și acolo, îmi place sunetul, îmi place enorm de mult sau de un motor în V. Hai că ne lasă obratul. Și fiind în 2 cilindri, ai o senzație, mai ales când merg la viteză mică, fiind cuplu destul de mare, mai prins, zice, sunt mucituri, mai
nu pot să merg, de exemplu, la asta, dacă o las pe viteza 1 la relantii, mă duce cu 11 sau 12 km la oră, fiind 4 cilindri, fără nicio smucire, fără absolut nimic. Bun. 6. Dacă tot am fost la 5, discuția despre motor, că e foarte bun, e sistemul ăsta, tehnica asta, sau nu știu, Vitecul ăsta cel face acest motor, ca să, dacă tot vorbim de Vitec, să vi-l și arăt. Uite, acum suntem în 5000, când a trecut de 6500, foarte, foarte nervoasă, foarte nervoasă. Și așa schimbă sunetul la ea și îi, nu știu, îți dă, nu știu, îți dă senzația de a avea mai mulți cai. Foarte interesantă chestia asta, deci până nu vedeți sau probați sau vreodată, să simți așa pe pielea, că posibil să nu se audă bine la mine pe microfon, dar e o senzație extraordinară. Deci în momentul ăla când te împinge de la 6500, te pur și simplu, deci că vine unul și te împinge așa cu mâinile din spate și îți dă așa un avânt, dar du-te, frate. Și e fain, mai ales dacă o ții tot acolo în durația aia, e extraordinar. Uite, acum sunt 6000, imediat, ia. Hop. La depășirii, fai, ajută enorm de mult. Să trecem la 7. Handling-ul, ciclistica, e foarte manevrabil. Acum, nu știu dacă toate Honda-le astea, eu vorbesc pur și simplu de modelul ăsta, e foarte ușor și pentru oraș, adică nu îmi trebuie o forță. De exemplu, Vistrom-ul mergea foarte bine și ăla, deci nu mă înțelegeți greșit, dar nu era așa de, așa de repede să pleacă. Asta am impresia de multe ori cum am obișnuit cu Vistrom-ul, în momentul când mă plec, mi se pare că se pleacă prea tare dintr-o, deci imediat. Am auzit iar chestia asta cu handling-ul ăsta bun la motocicletele, BMW-urile, RT-urile alea ce au de obicei cei din poliție, și că au foarte, foarte bun handling. Nu am umblat pe el, posibil să aibă cel mai bun, fiind și boxerul ăla poate ajută să te apleci. Dar de motocicleta asta pot să zic că e foarte manevrabilă și ușor de aplecat în curbe, fiind roata de 180, chiar poți să te apleci destul de mult, ca pe o vitezară sau, eu știu, am care se pricepe, eu sunt începător, nu pot să fac curbe sau în viraje cu genunchiul pe jos sau chestii de genul. Deci persoanele care sunt mai experte, ar fi mult mai ușor pentru ei. 8. Dacă tot am vorbit de anvelopa de 180, ce e destul de lată, arată foarte bine la estetic. E o singură groapă, m-am uitat la ea, drept ne-am dat. E destul de lată și arată foarte bine estetic. Plus, fiind cu monobraț. Deci, de fapt, ăsta e numărul 8, monobrațul. Nu e ca și orice altă motocicletă, nu știu dacă e mai bine așa sau nu e mai bine așa, că nu mă pricep în bun de vedere mecanic, dar arată foarte bine. Deci, o parte din dreapta, dacă te uiți la ea, o să și pun o poză, arată ca o geantă de mașină, așa, deci estetic arată foarte bine chestia asta cu monobraț. V-am spus, din punct de vedere mecanic nu știu, dar eu vorbesc estetic. Bun, să trecem la 9. La numărul 9, aici cred că doar motocicleta asta are, doar VFR-ul meu, crossrunner-ul ăsta, parbrizele astea laterale, acum, sau cine și le-a mai pus, deci nu-i din fabrică, în sensul ăsta mă referi, că a mea are, nu-i din fabrică, e pus de proprietarul de înainte, nu le-am pus eu. Are o protecție foarte bună la vânt. Motociclete care le-am avut, aveam o chestie la viteză
dau un exemplu, la 130 la oră, da? Vântul bate foarte tare afară, simțeam foarte tare rafalele și din stânga și din dreapta și acum știți voi, vântul te dezechilibrează puțin, trebuie să fii un pic mai atent, mai ales la viteză. Mă ajută, cred că astea mă ajută foarte mult, posibil că de la astea, posibil că e motocicleta în sine făcută în așa fel, nu știu. Și ultimul lucru care îmi place e numărul 10, fiind mânere încălzite pe 5 trepte. Ăsta e nu e opțional, adică pur și simplu din pachetul standard. Are pe 5 poziții, deci poți să-i dai pe 5-a poziție pur și simplu buțard mâinile. Și poți să schimbi, uite, e aici din fabrică, nu mânerele mai mari, fiind la unii care și-au pus după, să îngroașă foarte tare mânerul pentru sistemul ăla de încălzire. Dar ăsta e din fabrică. Eu zic că totuși cei din fabrică e mult mai profesionist decât pus după. Nu știu, asta e părerea mea. Și așa fiind zise, am ajuns și eu la destinație. Am terminat și eu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un like acolo, abonați-vă și dacă știți ceva în plus sau vă interesează mai mult despre acest model, dați acolo și un coment. Hai, v-am salutat!